Hai să lăbă băieți și bine vă regăsit la un nou videoclip Bă, băieți, în de astăzi știu că am mai făcut un videoclip de genul, dar um, cu fiecare lună eventual sau ceva în gen se mai schimbă meta din când în când, mai apar gadgeturi noi, mai apar star power sau brawler noi și meta se mai schimbă din când în când, dar înainte să începem cu titlul, și ați văzut și voi ce titlu am pus, cum să faceți mai lejer rank 30, apăsați și voi butonul de like pentru mai multe tutoriale de genul, gen, nu știu, o să vă învăț diferite compuri și chestii de genul, apăsați și voi butonul de like să facem măcar 1500 de like-uri, să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă cu acel clopoțel pentru că YouTube-ul în ultima... Uh, în ultima perioadă este cam nasol cu el, deci uh, da, în video asta vă zic de pe acum, nu o să fie cine știe ce gameplay, mai mult o să vorbesc despre cum ar trebui să jucați, ce ar trebui să jucați, ce compuri ar trebui să jucați, star power, gadget și așa mai departe, uh, să vă fie cât uh, mai lejer ca să faceți voi rank 30, uh, de asemenea o să vă o să vă învăț despre cum ar trebui să abordați unele luzuri, după cum ar trebui să le abordați sau uh, să nu vă certați între voi sau chestii de genul, pentru că știți și voi, într-un puși de genul, mai ales dacă nu sunteți atât de experimentați, um, zic asta pentru că nu se uită la mine doar pro-player, nu se uită la mine doar oameni care au tot contul rank 30, nu se uită la mine doar care au uh, doar rank 35, deci uh, prin chestia asta vreau să zic că Um, în general, majoritatea dintre voi aveți 20.000 de trofee, poate unii aveți 30.000 de trofee. Vreți să știți cum să faceți mai leger un rang 30 pentru că am primit foarte multe întrebări și pe Instagram uh, dacă pot să vă ajut sau chestii de genul. Deci ce o să vă zic în videoul ăsta ce ar trebui să folosiți, ce cumpări ar, trebu ar, trebui să folosiți pe unele mape, pe game mode-uri și așa mai departe. Astea fiind spuse, hai să dăm drumul la video trece la un prim match. Um, sunt pe contul secundar pentru că mai mult o să vorbesc. Deci, uh, în general este vorba de Stu. Um, dacă nu aveți Stu rang 30, sincer este momentul vostru ca să-l faceți. Pentru că acest brawler este absolut stricat. Deci, ce vreau să spun prin stricat este faptul că brawlerul ăsta este foarte nebalansat și este cel mai bun brawler din joc. Iar dacă voi nu-l aveți rang 30, rank 30, să zic așa, ar trebui să-l faceți. Brawlerul ăsta este absolut bun pe orice game mode. knockout, absolut orice, efectiv orice game mode ai vrea să joci, brawlerul ăsta este efectiv mult prea bun. O să vă văd desigur cum să-l jucați, este un brawler foarte, foarte leger de jucat, tot ce trebuie să faceți este să spamați acest auto aim, dar pe ultimată. Dacă sunt brawleri precum, nu știu, B, eventual puteți să mai dați voi deșurile singuri, dar Gadgetul ce face, a, treci prin pereți, mai ales dacă stă cineva lângă peretele acela, o să-și ia până la 3000 damage, deci este, e, efectiv este broken chestia asta. O să vedeți și voi ce uitați-vă și voi, pur și simplu îi dau damage doar, a, doar cu acel gadget, pentru că odată ce spargi pereții, o să-i dai uh, foarte, foarte mult damage. De asemenea, trebuie să spamați autoimul uh, dacă sunteți destul de aproape, desigur nu, dacă sunteți la depărtare, să spamați autoimul pe ultimată, Pentru că o să tot dați deșuri în continuu cum fac băieții, ați văzut și voi la nivele mai mari. Pur și simplu tot dai deșuri într-una, vedeți și voi. Uh, pentru că deșul se dă random ori stânga, ori dreapta, ori în față, ori în spate. Dar uh, de cele mai multe ori se dă. A, vedeți și voi, ori în spate, ori în stânga, nu prea se dă în față dash Deci Brawlers este efectiv stricat, bate absolut orice lane a, și într-o combinație, de exemplu, cu o Sandy și cu bimid sau Jeans sau chestii de genul, o să faceți foarte, foarte lejer. Desigur, mai sunt meciuri în care mai pierdeți, pentru că da, se întâmplă, nu câștigi fiecare meci, niciodată nu o să câștigați fiecare meci, vă spun asta din propria experiență, nu se poate câștiga efectiv orice meci, pentru că jocul ăsta îți mai dă cantere, poate nu ai un meci atât de bun și pierzi din cauza ta sau pierzi din cauza noi cu echipier, dar a, chestia asta nu prea contează, mai ales la început de, de, de puși, de exemplu începeți toți de la 700, aveți o echipă și începeți toți de la 700, da? Uh, ok, eu nu știu ce făcut cu ăla Ce peste de la 700 Până eventual o să mai pierdeți destul de multe meciuri Pentru că voi o să dați de alți playeri Care încearcă să pușeze rang 30 De exemplu cu cel mai bun com de pe mapă uh, Nu știu, Arfeni, gen Sandy, B și cu Stu Pentru că Stu este o necesitate B cam la fel Sau Bell, de exemplu sunt niște brawleri foarte, foarte OP. Bun, de asemenea, ce, cel mai bun comp cu care ați putea voi să pușați rank 30 cam pe absolut orice game mode este un mid, cam cel mai bun mid după părerea mea din meta actuală este uh, B pentru motiv sau altul, nu știu, mi se părea sincer bel, dar uh, parcă, parcă, B o duce mult mai ok. Vedeți ce voi, o să dau acest gadget în Um, Grif și nu are efectiv nicio șansă. Uitați-vă și voi cât de stricat este acest brawler, doar apăsați autoimul ăla și efectiv e easy win. Pentru că este un brawler foarte foarte lejer de jucat. Odată ce Înțelegi ce face și cum ar trebui să joci cu el, o să fie foarte lejer. De asemenea, ar trebui să folosiți unul dintre acești 5 brawlers. Știu că nu am făcut un top 5 și mai buni brawler din meta actuală, dar poate o să fac și chestia asta. Dar vă zic de pe acum, în acest videoclip o să fie Stu, B, Sandy, um, ce mai poate fi Bell, um, Tara și um, eventual uh, mai puteți să folosiți, dar uh, în general, ăștia se joacă cam pe fiecare game mode. Um, deci ar trebui să folosiți Brawlerii ăștia. De asemenea, Gin mai poate fi o variantă, dar uh, o să fie destul de greu, mai ales contra b sau chestii de genul. Deci, uh, câteodată Ginul este cu Dute și Vino, pentru că uh, brawlerii, brawlerii meta sunt Stu. Um, wow, ok, deci era acolo un uh, grif. În fine, deci sunt tu, Sandy, Tara și e destul de greu să joci contra acești brawler, mai ales contra, fiind, tu fiind un gin. Um, de asemenea, stuul ăsta, sincer, trebuie să-l folosiți absolut oriunde. Deci, dacă vreți să pușați rank 30 foarte lejer, folosiți stu, aveți încredere, stu este mult prea stricat ca să nu-l folosiți. De asemenea, Sandy puteți să o folosiți foarte, foarte lejer. Spike cu noul gadget este destul de bun dacă sunteți un player mai pasiv. Este foarte lejer să câștigați și cu bun. Spike. Deci, um... Ca și variante ar trebui să folosiți doar brawlerii Meta dacă nu i aveți și vreți să-i faceți foarte foarte lejer, ar trebui să folosiți doar variantele Meta. Cum ar fi Sandy, Stu, Jean, uh, Bee și așa mai departe pentru că ăștia sunt brawlerii Meta, ăștia ar trebui să-i folosiți de fiecare dată. Uh, aici sincer vorbesc mai mult de Brawl Ball, în Gem Greb nu prea am jucat atât de mult, de asemenea în Siege mai sunt și alți Brawler, nu știu, Barley, Dynamite și așa mai departe. Dar vorbind în uh, varianta de Brawl Ball, pentru că știu că multora vă place Brawl Uh, ăștia sunt cei mai buni brawleri pe care trebuie să-i folosiți De asemenea Cum ar trebui să luați luzurile um, De exemplu ca aparte Pentru că dacă începeți de la 700-800 O să dați de foarte foarte mulți uh, Inamici care folosesc același comp ca și voi Pentru că de asemenea și ei vor să pușeze Rank 30 sau chestii de genul um, Și se mai întâmplă să pierdeți Asta nu trebuie să fie o piedică um, Fiecare game mode are câte un matchmaking Ceea ce înseamnă Pentru, mă rog, matchmaking înseamnă că Um, toată, lumea folosește, toată lumea folosește meta, pardon, iar tu trebuie să scapi de acei oameni care mai folosesc meta. Desigur, mai se întâmplă să-i câștigi, să-i bateți, de exemplu, puteți să-i bateți efectiv pe toți, uh, puteți să mai pierdeți, puteți să mai câștigați, deci uh, nu trebuie să o luați ca aparte Ce vreau să spun este că nu o să câștigați fiecare meci, Și asta n-ar trebui să vă uh, întrerupe pe voi în a vă juca Pentru că odată ce ați dat de exemplu de niște pro player foarte bun De exemplu de niște neofiul goodman Ați mai dat din Trevor VGX sau chestii de genul Nu ar trebui să vă pună piedică Asta e, scădeți Scădeți 50, scădeți 100 Bun Um, vreau să vă zic că în general dacă jucați non-stop și primiți doar instante, um, cam în undeva la 5-6-7 ore să zicem de jucat, ar trebui să ajungeți undeva pe la 900 după care o să vă fie mult mai lejer să jucați, um, trebuie să vă și concentrați și voi, până la urmă... Este un joc de echipă, poate tu ai un meci foarte, foarte bun, îi bază pe toți, dar cu echiperul tău de throw se mai întâmplă, sunt cazuri foarte, foarte posibile sau, na, uh, des întâlnite, deci nu ar trebui să vă pun o piedică, vă luați niște prieteni cu care vă înțelegeți voi bine sau căutați la lopă sau chestii de genul sau intrați într-un clan care uh, aveți de trofeile voastre, căutați niște playeri cu brawl respectivi. De asemenea, pentru stu, sincer, ar trebui să folosiți un singur um, un singur star power și un singur gage, Vedeți ce voi ul ăsta este efectiv foarte, foarte OP. Deci gauge-ul ăsta distruge totul. De asemenea, Gazo heal spamați acel auto aim uh, pe ultimat. O să dați deșuri în continuu și este foarte, foarte greu pentru inamici să vă prindă. De asemenea, uh, B ar trebui să mai jucați pentru că... B este cam cel mai bun mid la momentul actual cu acest star power insta, B mă rog, insta uh, B -load pentru că na, este foarte vorbe. Foarte, foarte OP. Și acest gadget care mai puteți să tancați, de exemplu, un hit de la Bell. Puneți un slow după un perete și așa mai departe. Și un al treilea brawler ar putea să fie Sandy. Um, pentru că este... Gadgetul ăsta de la Sandy este mult prea OP. De asemenea, trebuie să folosiți Star Power ăsta care dă damage cu sensorul Și acest gadget pentru că puteți să dați foarte multe goluri. Sau uh, puteți să vă câștigați diferite match apuri foarte, foarte, foarte legeri cu Sandy. Uh, desigur, ce mai puteți să jucați este... Uh, Tara, pentru că Tara este un brawler excepțional la momentul actual, de counter la Stu, de counter la B, are o ultimată super, super bună, deci Tara ar trebui să fie desigur o considerare pentru voi, dacă știți că puteți să o jucați și uh, nu ratați atât de multe ultimăți cu Tara, pentru că ultimățile cu Tara sunt foarte, foarte cruciale și nu ar trebui să le irosiți. De exemplu, mapa de astăzi, desigur nu o să mai fie când vedeți voi acest videoclip, este Center Stage. Um, cam cel mai bun comp pe mapa aceasta este uh, Rico, cu Tara și cu Sandy sau puteți să folosiți de exemplu Stu, deci Rico, Stu, Sandy sau Rico, Stu, Tara, dar în general Rico și cu Stu sunt o necesitate pe această mapă. Al treilea depinde de voi și de stilul vostru de joc sau ce brawler vreți să pușați voi. De exemplu, în Jeb Grab este o mapă destul de ciudățică, adică ne-a vedeți și voi, dar și aici se joacă... Desigur, în gem Grab nu prea joci B, dar aici se poate juca Gin sau Bel Mid. De asemenea, Tara și Custu Lane sau Sandy sau ce preferați voi un lane foarte foarte bun pentru că meta actuală se învârte în undeva la 6 sau 7 brawleri pentru că na, este o meta destul de controversată și foarte foarte nasoală după părerea mea pentru că au schimbat complet și mai ales cu uh, acest, uh, acest... gadget pe Stu, acest gadget pe Sandy uh, și o stricat complementa de tanci, desigur, nici Serge nu prea este atât de viabil, dar Uh, na, v-am zis, ăștia sunt brawlerii pe care ar trebui voi să-i folosiți Și ar trebui să aveți destul de mare succes V-am zis, luzurile n-ar trebui să vă oprească pe voi din a pușa Continuați acolo să jucați Pentru că la un moment dat o să începeți să primiți doar morti Și ar trebui să începeți să primiți alți brawleri decât doar Meta uh, și Mirror Compuri Pentru că asta este matchmaking-ul Toată lumea vrea, toată lumea joacă până la un anumit punct aceiași brawleri uh, Ca și voi ca să pușați Și da, ce pot să zic... Cam astea sunt sfaturile mele de de push, adică nu am ce să vă ofer mai mult de atât decât uh, star power cum ar trebui să jucați. Ce ar trebui să să faceți în diferite gen cazuri, de exemplu, luzuri, nu ar trebui să vă panicați, nu ar trebui să încetați să mai jucați. A gata, am pierdut 20 trofee, ce echipă slabă am sau chestii de genul. Nu, nu ar trebui să se întâmple astea. Ar trebui să jucați în continuare până reușiți la un moment dat un punct în care vedeți și voi fiecare stilul vostru de joc, pentru că na, nu toată lumea este la fel de bună ca voi. De exemplu, poate aveți un player mai slăbuț, ar trebui să l schimbați sau chestii de genul. Deci, da. Știu că este mai mult vorba raie în acest videoclip decât uh, meciuri, pentru că până la urmă, sunt explicații ce ar trebui să, să le ofer Dar, da, nu știu, sper să vă ajute Și folosiți și brawleri care Adică cât mai apucați Pentru că tu sigur o să-și primească nerf Sandy la fel um, bine, nu știu exact ce să zic Dar sunt brawlerii, brawlerii ăștia care sunt cei mai buni acum O să-și primească 100% nerf Și, na, poate nu o să mai aveți ocazia să îi uh, pușați Rang 30, 35, ce vreți voi Dar, na ce pot să zic, vă orez, mult succes în a pușa rank 30 dacă, na, dacă vreți să faceți chestia asta și na, sper să vă ajute sfaturile astea pe care vi le-am oferit și nu uitați să folosiți acest brawler dacă vreți să faceți foarte, foarte lejer. Asta fiind spuse, ne revedem data viitoare să aveți o zi sau seara faină, depinde când vedeți acest videoclip, numai bine, Phoenix, papa. Pa. pa.